Accidentul s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute în localitatea Vârț. Șoferul, un tânăr de 22 de ani, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un gard de beton. A fost cât pe ce să se producă o tragedie, pentru că în zonă se află și o țeavă de gaze. Speriați de zgomotul puternic, localnicii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Aceștia susțin că accidentul a avut loc din cauza vitezei excesive. Mergea cu viteză. Cred că avea viteză, dacă în halul în care e mașina, cred că avea viteză mare. Putea să se întâmple o nenorocire, este țeava. Da, da. Țeava de gaze, putea să intre la om în fântână. Dacă nu era țeava, intra în fântână. Tineretul ăsta aleargă cu lumânarea aprinsă după moarte. Când anunță în fiecare zi la televizor accidente de tineret cu mașini cu viteză, mașini puternice, și nu se învață minte, ce să le mai iei? Probabil mergea cu viteză de ajuns. Așa au zis eu, că mergea cu viteză. Păi, dacă mergea mai așa, mai potolit, vorba lui Vasile Tomazian, n-ar fi ajuns în halul ăsta. În rupsă și mie aceea vreo două blane din curte, rupsă și la vecini casa de curte și s-a oprit stârp. Se-și întoarce cu fața. Alături de șofer, în mașină se afla și prietena acestuia, o adolescentă în vârstă de 17 ani, care a ajuns la spitalul din Târgu Jiu în stare critică. Medicii de la UPU au decis ca tânăra să fie transferată cu elicopterul Zmurd la un spital din capitală. Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost negativ. La data de 18 decembrie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Rovinari au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 53 de ani, cu privire la faptul că pe raza localității a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului a ieșit faptul că un tânăr de 24 de ani din municipiul București, în timp ce conducea un autotrans pe raza localității Vârț din direcția Rovina spre Târgu Jiu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, într-o curbă, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un gard de beton al unui imobil. În urma impactului, conducătorul auto și o tânără de 17 ani din orașul Rovinari au suferit leziuni, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.